resturnare de situație la ea sublinierei, exclus din PSD sublinierei demis din funcție, viceprimarul Harabagiu a preluat atribuțiile primarului. Viceprimarul municipiului a sublinierei Gabriel Harabagiu, în cazul căruia prefectul a semnat vineri ordinul de încetare a mandatului de consilier, a preluat atribuțiile de primar al municipiului, printr-o decizie a edilului Mihai Chirica, plecat în concediu. Primarul i-a sublinierei Mihai Chirica a declarat vineri ce a plecat cu o zi în urmă în concediu sublinierei ce a dispus ca prerogativele sale să fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a afirmat ce nu subliniere tie nimic despre decizia prefectului privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Harabagiu, scrie News.ro. Eu sunt în concediu de joi după amiază, iar atribuțiile mele le-am predat viceprimarului Harabagiu, care până la întoarcerea mea trebuie să sublinierei continue misiunea, a precizat primarul Mihai Chirica. Surse din cadrul prefecturii a sublinierei susțin că ordinul privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Gabriel Harabagiu este definitiv sublinierei executoriu sublinierei se aplic imediat, întrucât ordinul a ajuns la primărie. Acelea sublinierei surse au precizat ce, potrivit legii, concediul de odihnă al primarului poate fi întrerupt dacă situația o impune. Prefectul județului a sublinierei, Marian Erbescu, a anuncat vineri ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier local deținut de Gabriel Harabagiu, viceprimar al ia sublinierei. Măsura a fost luată în urma unei solicitări a filialei IE sublinierei NA PSD CETRE Prefecturi, după excluderea lui Gabriel Harabagiu din partid. Mandatul de consilier al lui Gabriel Harabagiu va fi ocupat de un alt reprezentant al PSD care a candidat pe listele acestui partid la alegerile din 2016. Totodată, consilierii locali vor alege un nou viceprimar al ia sublinierei lui, socialdemocrații deținând majoritatea în Consiliul Local. Gabriel Harabagiu a declarat ce va ataca în instant ordinul prefectului de ia sublinierei, susținând ce instituția prefectului a cezut într-o capcană.